Bună dimineața, dragii mei, o zi de iarnă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a venit iarna. Eu nu înțeleg cum să vină iarna astăzi în câte suntem. Biam ajuți, bună dimineața. Rosi, bună dimineața. În ce dată suntem astăzi? 27 noiembrie a venit iarna, un pic cam repede. Pe unele locuri prin oraș am văzut, cum am venit eu de pe Eminescu, că ne-a prins cam nepregătiți. Nu știu cum, nu ne așteptam să vină iarna, dragii mei. Dar noi iubim și avem soare în suflet și avem căldură sufletească. Și aici la noi în studio e foarte cald, că a făcut... În dimineața asta Bianca a făcut focul. Bună dimineața încă o dată, Bianca Hit. Neața! Și mulțumim și lui Rosi că e alături de noi și toată echipa, dragii mei, pentru că sunt convinsă că și Andra și Alin și Corina ne susțin așa cu toate forțele, fiindcă e o zi de luni, nu știu, mai specială, ca a nins. Câți dintre dumneavoastră v-ați bucurat că ați văzut zăpadă pe geam azi dimineață? Ne bucurăm, dragii mei, pentru că e vremea să ningă. Sperăm că vom avea zăpadă și de sărbători, că vom avea așa un Crăciun magic, că vom sta la căldură cu un ceai în mână și ne uităm pe geam cum ninge frumos și ne scrie mesaje celor dragi și le dăruim din căldura sufletească a noastră, atât cât avem și atât cât putem să dăruim, dragii mei. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi în această dimineață pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, dragii mei, să nu uităm că suntem live și acolo și, bineînțeles, vă așteptăm să dați like sau subscribe paginii de Instagram. Așa cum am dezvăluit vineri, înainte să ne luăm la revedere, vom avea astăzi parte de o aventură culinară. Avem alături de noi un bucătar, șef. Nu știu, ne spune el dacă e șef bucătar sau bucătar șef, n-am prea înțeles eu, dar să vedeți unde am fost vineri după masa cu Bianca și mulțumesc lui Bianca că a depus efort și a și montat acel frumos material pentru ca noi să-l putem vedea în această dimineață. Și Rosi, un pepe și te rog materialul să vedem despre cine e vorba. Bună, Ioana, și mulțumim că ne-ai primit în casa ta. Ce-mi place să zic, bună, Ioana, bine ați venit. Mă bucur că suntem în sfârșit la Ritual Acasă. Asta e spațiul unde ne desfășurăm noi activitatea, unde facem mâncare în fiecare zi, unde pregătim atelierele de gătit pentru copii și adulți. Așadar, avem multă activitate în fiecare zi aici, în căsuța noastră. Așa cum noi deja am dezvăluit într-o emisiune matinală în care ai fost alături de mine la Dale Dimineții, din echipa ta mai face parte și alți oameni. Astăzi ne prezinți pe cineva? Da, a fost unul dintre țelurile mele pentru că am început de una singură și am muncit, le-am făcut pe toate și acum a venit momentul să-mi măresc echipa și să aduc oameni profesioniști alături de mine și mă bucur că Raul Vasiloni este alături de mine și împreună cu el am început de ceva vreme un nou concept care se numește Sushi Ritual, Ritual of Sushi. El este maestru pe ceea ce înseamnă sushi, învățăm împreună și devenim mai buni pe zi ce trece. Și dacă tot suntem într-o săptămână care o să fie plină de sărbătoriți, ne-am gândit să arătăm astăzi o rețetă pentru zilele astea care sunt pline de bucurie. Raul, îmi pare bine să te cunosc. Îmi pare bine și mie, Ioana. Vasiloni, nu Vasilioni, cum am făcut eu greșeala în reclamă, îmi cer scuze. Aște mielul. Cu mielul ne înțelegem, că n-am făcut încă castingul să găsim. Dacă nu, ciolanul se apropie 1 decembrie și poate accepți și facem niște sushi cu ciolan. Am înțeles. Dragii mei, de-abia aștept să vedem ce ne prepară Raul astăzi. Și după care o să-l cunoașteți că va fi alături de mine la matinal în această dimineață. Raul Vasiloni o să ne povestească care sunt pașii pe care i-au urmat până în momentul prezent. Am pus alga norii, după care întindem frumos orezul, punem niște icre Tobiko,
tot așa le împrăștiem peste tot. Adică astăzi facem uramaki. Ăsta e uramaki, că mai este maki, kaburimaki. Ăsta de astăzi este uramaki. După ce am întins icrele Tobiko, îl vom întoarce pe partea cu alga din nou. Acum vom pune crema de brânză. Acum vom pune o bucată frumoasă de somon proaspăt, bineînțeles. Punem o bucată de castravete. Avocado nu omor pe nimeni. Magia se va întâmpla. Îl începem să rulăm. Și am obținut un rol de sushi frumos, îl mai bibilim un pic. Îl facem aici la capete, aici e important. Voilà. Vom folosi un cuțit ascuțit. Îl tăiem prima dată la jumate. La sushi nostru îl servim cu ghimbir murat, care ajută la digestie, și wasabi, care este și un antibiotic. Arată foarte bine. Mulțumim, Raul, mulțumim, Ioana. Am întrebat și înainte dacă vreau să comand așa ceva acasă. Sună la ritual? Da, ideea este că noi vrem să vă arătăm și în același timp vă și învățăm cum se face sushi la atelierele noastre de gătit. Dar dacă nu aveți încredere încă în voi, puteți să ne lăsați pe noi să pregătim sushi pentru voi. Pregătim în fiecare zi. Este un produs sănătos, este un produs care ne face foarte mult bine pentru că este plin de vitamine și nutrienți. Avem și variantele vegane pentru perioada postului, iar dacă ne sunați, putem după ora 15 să facem livrările în fiecare zi, adică nu cu precomandă, ci dacă se sună dimineața, începând cu orele 15, putem să le livrăm. Mulțumim! Ce ne urați, domnul Raul Vasiloni? Poftă bună! Să fie poftă! Și am avut, dragii mei, poftă bună, pentru că țin să vă împărtășesc. Eu am gustat pentru prima dată sushi. N-am fost curioasă, nu m-a convins nimeni până vineri. În schimb, Raul Vasiloni, cu celanul, stăm mai greu, într-o emisiune viitoare, Raul m-a convins să gust. Și chiar povesteam cu Bia, îți creează un fel de dependență, pentru că mai vroiam, povesteam cu Bia după ce am plecat de la Ioana și de la Raul. Bună dimineața, Raul! Bună dimineața, Ioana! Mulțumesc pentru invitație! Te simți așa la 7 dimineața? Da, este ok. Este o zi de luni, este o nouă săptămână, mai ales că săptămâna asta avem și multe evenimente, Sfântul Andrei, 1 decembrie, și este bine să pornim în forță de luni. Va fi o săptămână superbă, pentru că vom avea două zile libere, sau cel puțin cei de acasă vor avea două zile libere, nici eu, nici Raul nu vom avea liber, pentru că nu e momentul să ne luăm liber când lumea e liberă. Noi suntem mereu pe metereze, dar vom fi liberi când alții vor munci.
Te salută Alin Modârcă și pe mine. Bună dimineața, Alin, și zice felicitări. Salut, Bizi. Ne salută, văd că Bianca e live, Edi e alături de noi, ne urează bună dimineața. Mulțumim mult, Edi, te așteptăm aici alături de noi. Enea Vasile, bună dimineața, bună dimineața, ce se mai întâmplă pe la Hațegaș? Povestim curând și despre... Așteptăm să intrăm în atmosfera sărbătorilor de iarnă pentru a vedea ce se întâmplă cu tradițiile la noi, la români, dragii mei. O să fie o serie de emisiuni în care vom avea foarte mult folclor. Bună dimineața, săptămână binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect pentru tot ceea ce ne oferiți. Vă mulțumesc anticipat. Pupici dulci, Doamne ajută tuturor. Adriana Furcă, bună dimineața și mulțumim că sunteți alături de noi. Dacă nu citesc toate mesajele, să știți că nu le văd în timp real. Multe dintre ele nu mi-apar pe live, dar eu vă îmbătrișez cu drag. Marcela Homorodean, o salut, e mama lui Grațian. O salut și mă bucur că ne urmăresc și cei din Orăștie, ne urmăresc și cei din Hunedoara, că am înțeles eu bine, tu ești hunedorean. Hunedorean jet by jet. Și vreau să începem o aventură, să ne povestească Raul cum a ajuns de la vopsitor de mașini, bucătar, și până la finalul emisiunii o să vedem și numerele de telefon, dacă rămâneți alături de noi, unde puteți comanda acele gustoase sushi și o să ne și povestești unde ai învățat să faci sushi. Dar până acolo vreau să-mi povestești cum ai plecat să te faci bucătar, că majoritatea pleacă cătană. Tu ai plecat să te faci bucătar. Da, am plecat și cătană. Am fost, am cătană? Prins, da, am prins și armata. Bucătăria a apărut în viața mea, să zic așa, după o experiență la show-ul culinar Masterchef. Cum ai zis și tu mai înainte, am fost vopsitor auto. 12 ani am practicat meseria de vopsitor auto. Cu toate că eu am terminat liceul de mecanică, profesie mecanic auto. Deci am început mecanic auto, m-am mutat la vopsitorie. După care, la o cafea, m-am înscris la emisiunea Masterchef. Adică stăteai la o cafea? Stăteam la o cafea cu prietenii, mă uitam pe... Cum... A fost o provocare sau... Urmăream emisiunea, îmi plăcea, mă gândeam eu oarecum să ajung și eu acolo. Și căutând pe Facebook am văzut un mesaj înscris la Masterchef, m-am înscris și spre surprinderea mea și norocul meu am fost sunat de către cei de la emisiune și m-au invitat să mă duc la casting. Am dus, am luat proba, să zic așa, și am intrat în show. Ei, de acolo s-au schimbat lucrurile, pentru că eu chiar la început nici nu mă gândeam eu că o să ajung vreodată bucătar, pentru că la început, țin minte, mi-așteptam soția să vină susținător și unde eram cazați la hotel, erau mai mulți concurenți care vorbeau despre ingrediente, despre mâncare și trăgând cu urechea descopeream la vremea respectivă niște ingrediente care n-auzisem de ele niciodată. Nu, dai seama nu, ce... nu intrau la vopsea. Nu se potrivea cu vopselele și îmi venea să o sun pe soție să-i spun nu mai veni că vin eu acasă, că n-are rost să... Dar fiind o emisiune de bucătari amatori, mi-am încercat norocul și spre surprinderea mea mi-a și ieșit. După emisiune m-am întors înapoi la vopsitorie, dar nu mă mai atrăgea așa și am avut, să zic așa, noroc. M-a sunat cineva din stațiunea Straja, unde mi s-a oferit un post de bucătar. Acolo a fost și primul meu contact cu clientul, cu farfuria, să văd vine goală, nu vine goală. După primele farfurii, văzând că sunt goale, am zis, las vopsitoria, mă apuc de bucătărie, că se vede că, adică îmi dau seama că nu fac degeaba mâncare, adică mănâncă omul și totul e ok.
Vreau să ne povestești cu piperul. Da. Cum a descoperit Raul Vasiloni piperul? Tot așa, țin minte, eram la o probă la show, eram în probă eliminatorie, să zic așa. Adică așa era testul sub presiune. Și eram așa toți concurenții, 6 bucăți la număr. Și stăteam și ne aveam un preparat în față și trebuia să ghicim ingredientele. Aveam așa niște reflectoare, dacă când îți venea rândul, dacă ți se stingea, înseamnă că răspunsul a fost greșit. Făceai un pas în spate și ea era. Au venit primul, a zis primul ingredient, Susan. Se vedea ăla de lămâs, adică gen, îți dai seama că oricine știa ce e la Susan. Susan, al doilea concurent, a zis un următor ingredient, eu am zis al treilea. Prima tură a fost ok. Adică a fost tot ușor, am, a fost ușor, da. La... Ei, din a doua tură de, de degustat, de spus ingrediente, s-a cam îngreunat situația și atunci primul concurent a spus ingredientul, al doilea nu a ieșit, s-a stins becul, a venit rândul meu, am zis și eu, carnea, se fereau toți de ea, am zis-o eu, zic, bă, asta e, dacă se stinge becul, n-am avut noroc. Din fericire a rămas aprins, a trecut următorul, a ieșit, a rămas doar eu cu un coleg și ne-am început să ne, să zicem, ingredientele care mai rămâneau în preparat. A spus el un ingredient, eu am spus sare. N-a zis nimeni sare, sarea se pune la, la orice mâncare, nu? A spus el următorul ingredient, atunci a venit piperul. Că de, dacă sare este, înseamnă că este și piper. Și eram, am fost întrebat, da, este piper, dar oare știi ce piper este? Atunci am stat eu și m-am gândit, ce piper poate să fie, mă? Mă, cine a dă-l, mă, să-ți dai seama, toți erau pe jos. Cum să zici? Mă, cine a, dar are și el un nume, piperul ăsta, negru. Îți dai seama, am zis iar a doua varianta mea. Și toată lumea a râs. Mă, este piper, dar spre cunoștințele, adică pentru cunoștințele tale, să știi că este piper Sichuan. Mă, tălâmbă asta, piper Sichuan. Astăzi seama. Știi care e piperul. Acum știu care e piperul Sichuan, piperul Cayenne, sunt o grămadă de piperuri în lume. Și începem o frumoasă aventură culinară. Rosi, te rog frumos să dai drumul la poze, pentru că am primit o adevărată arhivă de aici la Raul. Aici eram în probe. Ne povestește, aici erați în probe. Pe echipe, da. Aici cu... Descopereai anumite ingrediente, aici acolo mai veneau... ai o conopidă, da, presupun. Da, veneau șefii și te mai întreba cum este, te descurci, ce faci, te întreba ce prepari. Și atunci explicam, aici e și șef Samuele Torielec. De care te și leagă, da, o poveste, după Masterchef tu ai... M-am rugat de el 3 luni de zile să mă ia la... Practic toată iarna m-am rugat. Noi am terminat filmările undeva prin noiembrie și toată iarna m-am rugat de el să mă ia la hotel să lucrez gratis. Am lucrat gratis 2 luni de zile la un doar hotel de 5 stele. Doar ca să învăț, da, bucătărie. Cine sunt cei din poze, bucătari? Aici e Liviu Popescu, da, e fondatorul Fratelli, adică genul e foarte... Aici e... Ăsta este juriul, Răzvan Exarcu, Samuele Torielec, Liviu Popescu. Exarcu iar om de radio, om aici, Ioana, Iulia Vântur. Iulia Vântur. Iulia Vântur, da. O să vedem, dragii mei, foarte multe vedete. Aici nu știu cum... Da, aici am fost și la șef la cuțite, după Masterchef, după câțiva ani am... Aici cu Marcel Pavel, la o șuetă, să zic așa, după ce am gătit, bineînțeles. Oana Cuzino. Ea m-a pus pe Instagram, am fost foarte mândru atunci, după o probă, aici am gătit la Stoilești. Pentru copii nevoia, să zic așa. Fodor. Aici Ioana Andone. Ce înseamnă să gătești pentru oameni care... pentru vedete, să spunem așa. Care e diferența între clienții de zi cu zi care îți calcă pragul și... aceste vedete pentru care tu ai gătit de-a lungul timpului? Până la urmă, toți clienții trebuie să-i tratăm egal. Vedetele, dacă... Aici e Hunedoreanu Mihai Leul. Salutăm, da, pe Mihai.
campionul nostru, primul nostru campion. Da, clienții trebuie să-i tratezi pe fiecare la fel, să zic așa, și atunci când îți calcă pragul o vedetă sau... Ai mai multe emoții când îți calcă pragul o vedetă? Da, sunt un pic emoții, pentru că ei fiind vedete probabil mănâncă la alte restaurante, alt nivel, și atunci trebuie să-ți dai toată silința să îi faci pe plac. Cu siguranță trebuie să fi avut o întâmplare de-a lungul timpului cu una din vedete care să-ți fi rămas în minte. Aici sunt adevăratele vedete. Facem o paranteză că am ajuns la o poză unde fac un atelier pentru copii. Aici în Deva am fost la invitația unui prieten de-a meu care este învățător. M-a sunat și mi-a zis: Raul, este școala, altfel ai vrea să vii să gătești cu copiii? Zic, cu drag, vin oricând. Și chiar am fost... E o adevărată aventură să gătești cu ei. Ce te-au întrebat? Și ne întoarcem la vedetă, n-am uitat. Ce te-au întrebat copiii? Care erau întrebările pe care ți le puneau copiii? Copiii pun întrebări care pentru ei înseamnă... Nu știu ce înseamnă. Întrebări... Cum sparg ou, cum amestec, chestii. Ai răbdare cu ei? Voi acolo voi faceți ateliere, Ioana, și tu și Ioana sunteți implicați în tot felul de activități cu copii. Ce vrei să faci aici? Care era aici ideea? Am prezentat farfuria și eram cu Ratatouille, dacă îl vedeți pe ecran. Și dacă el se uita foarte atent, am încercat să mă uit și eu foarte atent la farfurie. Să văd dacă mi-a ieșit. Imitai jucăria de pluș, să înțeleg. Da. Și aici las-o puțin mai mult pe ecran. Aici, practic, m-am cunoscut-o pe Ioana. Așa. Ea avea un atelier de gătit la Cluj. Un atelier și tot așa, m-am aflat de la cineva, am sunat-o și aici ne-am întâlnit prima dată. La ea, la curs, la Cluj. S-a legat și... o frumoasă prietenie între voi și se pare că faceți echipă foarte faină din ce am observat eu. Vă completați. Da. Aici e o imagine de la șef la cuțite, unde ai luat trei cuțite. Le folosești sau le ții de design? Deci trei cuțite, se zice că iei trei cuțite, adică practic un cuțit este. Se jurizează de la un cuțit, două cuțite, trei cuțite. Acolo am luat trei cuțite, cuțitul încă nici nu l-am desfăcut din... E nou, e îl păstrez? Nou, da. Îl păstrez. Aici deja te ocupai cu sushi și vroiai să ne... Să mă fac japonez. Povestește-ne o întâmplare din... să zicem, aventura cu vedetele. Cu siguranță ai avut o întâmplare mai cu una din vedetele pentru care ai gătit. A avut cineva vreodată de comentat sau ți-a refuzat cineva sau niciuna, niciodată? N-am avut întâmplări nefericite, adică mi-am dat toată silința să-i mulțumesc, am avut doar feedback-uri bune. Chiar Florin Călinescu, la un eveniment, m-a chemat la el și mi-a spus dacă vreau să mă duc la el la București să gătesc din soare și el un restaurant. Deci n-am avut neplăceri, să zic așa. Care e momentul pe care ai vrea să-l repeți? Aici tot alături de Ioana, tot într-o... puneați ceva la punct. Puneam ceva la cale, da. Da, se ved acolo foarte multe planuri, foarte multe... Erai așa cu mâinile în șold. Pentru că nu știam ce se întâmplă acolo pe bancul de lucru. Ceream explicații. Care e rețeta, să spunem, care te reprezintă? Adică dacă ar veni cineva la tine și ți-ar spune gătește-mi ceva în care tu crezi cel mai mult, ce ai găti? Deci pentru mine a rămas în minte și îmi place cel mai mult să gătesc este pieptul de rață. Cu pieptul de rață am luat și șorțul, am intrat în bucătărie. Pieptul de rață l-am pregătit și prima dată pentru soția mea, care mi-a ieșit. Pieptul de rață l-am
am avut în orice meniu, în orice restaurant unde am lucrat. Deci pieptul de rață e preferatul meu, să zic așa, care vine cu destul de multe garnituri. Acum te joci tu cum vrei. Când ajungi la un nivel, la început, asta mi-a plăcut că mi-a ieșit din prima, adică și pe parcursul anilor care au trecut, m-am și perfecționat, să zic așa, și îmi place foarte mult să-l gătesc. Foarte frumoase pozele, vedem acolo o sumedenie de preparate, n-am prea văzut să se repete în poze preparatele. Gătești foarte diferit, adică am văzut cele mai multe din preparate, eu care nu sunt o specialistă din punctul ăsta de vedere, nu mă pot lăuda, nu prea gust, nu am curiozități din astea. Aici îi învățai să facă sushi pe copii. Da. Când la Supertaș facem și, da, mai facem cursuri. Aici aveam cursul de sushi. Și... Ai găsit vreun puști căruia să iese, da, să simți că are talent și că va urma? Sunt, asta mă bucură, că sunt o grămadă de copii care au talent și le place ceea ce fac și spre bucuria noastră sperăm să avem urmași. Adică... Și rămânem la aventura culinară. Gătești foarte diferit. Eu m-am uitat la materialele pe care ni le-ai trimis și gătești extrem de diferit. Adică te-am văzut în tot felul de situații. Și mâncărurile preparate. Asta e pieptul de rață. Preparate, asta e pieptul de rață. Da. Și ce mai e lângă piept acolo? Acolo avem, păcat că nu mă vedeți, că mă da. Uit deja salivez. E o emisiune foarte grea, cred că până la final o să. Aici da, este cu o garnitură de piure de cartofi, mere caramelizate, piure de cartofi cu mascarpone, mere caramelizate, portocală, sos de portocală, chipsuri de țelină, morcov și niște microplante, adică un preparat care îl aveam în meniu și lucram la un hotel și veneau diferiți clienți din toate orașele mari, să zic așa, și mulți rămâneau impresionați de, ziceau, de ce se găsește așa ceva la Hunedoara. Ei, uitați că se găsește. Eu nu înțeleg, pe mintiuca mea, un bucătar ar trebui să străbată lumea, să guste aceste preparate acolo la origini. Tu ai călătorit sau ai învățat acasă să prepari aceste preparate? Deci călătoriile nu prea... De călătorii n-am prea avut timp, să zic așa, pentru că m-am apucat de bucătărie la 30 de ani și n-am apucat încă să fac călătorii gastronomice, să zic. Și atunci am încercat să învăț singur, făcând cursuri, citind foarte multe cărți, urmărind foarte mulți bucătari renumiți și așa mi-am dezvoltat abilitățile astea de bucătar. Și chiar mă întrebai de ce fac diferite preparate, pentru că când lucrezi într-un restaurant a la carte, trebuie să schimbi mereu meniu, să ai un meniu variat, să gătești mai multe preparate ca să ai cu ce să atragi clientul. Da, dar cum îmbini? Eu nu înțeleg. Și chiar nu înțeleg. Eu când vreau să gătesc ceva, mi-aduc aminte un gust. Da, fac sarmale și asta înseamnă că mi-aduc aminte un gust de la niște sarmale care mie mi s-au părut perfecte și încerc să tind într-acolo, da? Tu, dacă nu ai gustat preparatele respective, cum îmbini ingredientele? După cărți, după rețete, respecti anumite rețete? Eu asta nu înțeleg la voi, bucătarii. Da, la început... Și într-o școală de bucătar, când urmezi o școală, înveți prima dată baza. Asta e cel mai important, să știi baza bucătăriei. Adică ingredientele, tocatul, toate procedurile. Ei, după aceea, dacă îți place foarte mult bucătăria și ești pasionat, ajungi la un nivel în care deja îți dezvolți singur
gustul, toate, îți dezvolți gustul, aranjamentul, platingul, mă rog. Eu acum am ajuns la un nivel, să zic, când mă duc prin orice supermarket și văd ceva, îmi vine imediat în cap să fac ceva. Și acum, în orice restaurant, că mă întrebai, de, trebuie să știi gustul. Când ajungi la un nivel de bucătărie, da, trebuie să faci orice, sau orice ai face, tu trebuie să îl faci pe gustul tău. Dacă ești bun bucătar, cum sunt o grămadă de bucătari buni, unde clienții merg doar pentru el să guste mâncarea. De exemplu, în restaurantele cu stele Michelin nu ai pe masă solnițe, uleiuri sau altceva. Tu mănânci exact ce-ți dă bucătar. Sunt întâmplări, chiar am fost la un restaurant ăsta, m-am nimerit pe acolo și un client la masă a chemat bucătarul că n-are pe masă, ospătarul, că n-are pe masă solniță și cum se obișnuiește peste tot pe la noi prin zonă. Și atunci ospătarul s-a dus, a chemat bucătarul, bucătarul a venit la masă și a cerut scuze și i-a spus clientului că aici așa se mănâncă. Dacă vrei să mănânci mâncarea cum ți-o dau eu, bine, dacă nu, ne cerem scuze și... Și mergem mai departe și te mai așteptăm data viitoare. Și presupun că clientul a înțeles. Clientul a înțeles, a început să mănânce, i-a plăcut, bănuiesc, nu știu. Mie mi-a plăcut unde am fost și am mâncat, adică că așa trebuia să fie gustul sau că așa... Am mers pe mâna bucătarului. Deci, dragii așa mei, trebuie să facem. Când intri într-un local unde bucătarul e bucătar, bucătar sau șef bucătar? Bucătar, până la urmă, că asta și înseamnă, bucătar înseamnă șef, adică în limba engleză șef, adică șef înseamnă bucătar, bucătar în limba română. Bucătar în limba română. Da. Am înțeles, Raul. Andreea Patriche, bună dimineața, un început de săptămână liniștit și plin de bucurii, pupici, dragii mei. Și noi te pupăm, Andreea, și te așteptăm cât mai curând alături de noi. Maria Hinț, bună dimineața, o săptămână frumoasă să aveți, mulțumim și mulțumim că sunteți alături de noi. Bia, familia e cu ochii pe tine, nu scăpăm, nu ai cum să scapi. Și nu vrem să scăpăm, rămâneți cu ochii pe noi, dragii mei, să aflăm cât mai multe din viața celor păru, bâzie, ceva, îmi spune Rosi. Asta e farmecul emisiunii în direct, dragii mei, că împreună, aici, dimineața, reușim să fim altfel. Nu suntem perfecți, pentru că nimic nu e perfect în viață, dar ajungem la sushi, care a fost perfect și a mers pe mâna lui Raul. Nu știu cum arată sau cum ar trebui să fie alt sushi, dar cel pe care eu l-am gustat vineri la ritual a fost perfect. Și am tot vrut să mai mănânc, că deja nu mă mai săturam, nu înțelegeam ce... ceva din ceea ce puneam în gură, papilele mele gustative au dansat, îmi spunea Raul înainte să gust, acele icre verzi, că fac o explozie, n-am înțeles, am crezut că glumește, dar exact așa s-a întâmplat și cu timpul, trecea timpul și parcă îmi doream să mănânc din ce în ce mai mult. Și nu întâmplător, mulțumesc, Rosi, că ai pus din nou filmulețul. Raul, eu am crezut că tu ai fost într-o țară asiatică. În Japonia. Ai fost în Japonia? Nu am fost în Japonia, vreau să ajung. Vrei să ajungi. De asta te și întrebam, de unde pasiunea pentru sushi și unde ai învățat să gătești sushi? Pentru că mai la o căutare mai amănunțită, nu orice bucătar, nu oriunde... Și mai ales în Deva. Adică e interesant, eu i-am auzit pe colegii mei, pe Alin și pe Bia. Eu am crezut că voi gătiți doar din
ingrediente gen vegan, să spunem așa. Copiii, colegii mei mi-au explicat, tinerii de la mine din echipă mi-au explicat că acolo e pește și am descoperit că așa e. E o chestie mai deosebită, un aliment, un preparat pe care nu-l găsim oriunde, să spunem așa, mai ales gătit așa, curat, să spunem, fără alte... Unde ai învățat? De unde pasiunea? Și ne explicai la un moment dat că sunt mai multe feluri de sushi, icre, da. De sushi, de... Unde ai învățat? De unde pasiunea pentru sushi? Da, pasiunea pentru sushi s-a dezvoltat acum recent, să zic așa. Soției mele îi place foarte mult sushi, datorită ei am și început să mănânc eu sushi, să mă apuc de sushi, să-i pregătesc sushi să mănânce. Și da, am avut și norocul să cunosc un băiat care este foarte bun pe chestia asta, are în Cluj restaurant de sushi. Am cochetat puțin cu el niște rețete, a început să-mi placă. Și iarăși tot așa, multă, multă documentație, adică mult citit, urmărit șefi japonezi care prepară sushi și așa am reușit să ajung la nivelul ăsta în care îi pregătesc în prezent. Cum am zis și mai devreme, ca orice bucătar, eu cred că trebuie să-ți dezvolți cât mai mult nivelul de a găti. Pentru mine asta este ceva nou acum, sushi, și vreau să ajung la perfecțiune, să zic așa. Câte modele sau câte feluri de sushi poți prepara astăzi? Adică dacă astăzi cineva vă calcă pragul acolo la voi, la atelier, o să spunem până la finalul emisiunii și unde îi găsiți și numerele de telefon, o să și postăm separat. Câte modele putem gusta, câte feluri de preparate de sushi putem gusta astăzi la voi? Deci avem sushi vegetarian, sushi cu pește, avem maki. Maki este sushiul cel doar o înghițitură, cum se zice în termenii japonezi. Avem uramaki, care uramaki este un sushi care este făcut pe invers, să zic așa, adică gen maki este pe alga normală, uramaki este invers. Avem kaburimaki, care vine cu un topping de avocado, somon, ton, ce vrei să pui, peste orez, vine alga întors, orez, pui peste sau icrele tobiko. Mai este futomaki. Futomaki iar este un preparat gustos de asemenea, este nigiri, care la prima vedere sunt foarte simple și foarte gustoase, cum ai spus și tu, provoacă dependență. Foarte, da. Este un orez acoperit cu pește. Cu pește poți să faci cu avocado, cu ce vrei tu să-l combini. Deci la noi puteți să găsiți orice gamă de orice sushi doriți, noi vă pregătim. Deci dacă clientul are o idee, să zicem că a fost plecat într-o țară, a gustat acolo, vine și îți spune șef Raul Vasiloni, am așa, nu știu, un fel de sushi, tu poți să-l prepari, adică poți să-l... Da, asta este și o provocare pentru noi, pentru mine și pentru Ioana, adică noi încercăm să facem și exact ce dorește clientul, adică vii la ce noi, frumos. Îmi spui vreau asta și dacă ai încredere să ne lași pe noi să îți pregătim mâncarea, o facem cât mai bine. Până una alta, soția are și Rosi, te rog să pregătești pozele cu familia lui Raul, pentru că vrem să trecem la chestii delicate. Gătești acasă? Ești corvinist? Foarte normal, nu? Da?
Păi, hai Corvinu? Hai Corvinu. Hai Corvinu. Și feciorii sunt corviniști. Și feciorii sunt corviniști. Păi, da. Foarte frumos. Toți suntem cu... Toți îi susținem pe cei de la Corvinu. Mi se pare corect și normal inima să fie alături de ei. Aici avem doi prunci minunați. Care sunt mâncărurile preferate? Repede, nu te gândi prea mult. Crispy. Crispy! Ca orice rămânem făcut cu cartofi prăjiți. Ca orice copil. Sunt, și pastele mai mănâncă, paste. Cum se numesc cei doi prințișori? Idan este cel mare, are 6 ani, tocmai ce a făcut săptămâna trecută 6 anișori. Iar cel mic, Kevin, care are 3 ani jumate. Aici merg amândoi la grădință, bucuroși. Atâta, la poză, că după da, aia... Nu mai după da, aia... da, la poză suntem bucuroși că mergem spre grădiniță. Vreau să te întreb, gătești acasă? Acasă... Te lasă doamna în bucătărie? Mă lasă, o salutăm pe soția lui Raul, dacă ne spui și numele. Irina. O salutăm pe Irina. Da, ea... O și vedem. Păi da. Mă lasă în bucătărie, doar când vrea să mănânce ceva ce ea zice că e foarte greu pentru ea. Adică preparate mai deosebite. Ce îi place mult un peștele. Deosebit? Peștele îi place foarte mult o carne de vită, care ea nu prea se bagă la așa ceva, că îi frică că nu iasă. I-am spus că cu toată încrederea poate să facă, pentru că sunt lângă ea și dacă nu știe ceva, o învăț. Deci nu e problemă. Da, vă bateți pe bucătărie? Nu, sau? Nu. Eu o las să-și facă treaba, nu mă bag peste ea. Dacă vreau să... Când de câte ori gătim împreună, apar conflicte. Adică da. Nu ne înțelegem deloc pe... Nu. Nu. Cu piperul nu vă înțelegeți. Cu piperul, da. Cu piperul. Că... Dragii mei, care e preparatul dulce preferat al tău? Preferat al tău, nu cel care îl gătești. Nu sunt un fan de dulce, dar tiramisu cred că e cel mai preferat de mine. Care e mâncarea preferată a lui Raul Vasiloni? Să mănânce, nu să gătească. Să mănânce fasole cu ciolan. Fasole cu ciolan. Nu avem fasole cu ciolan de 1 decembrie, dar te așteptăm la noi pentru că vom avea produse tradiționale românești de 1 decembrie aici la Dale Dimineții. Nu dăm încă tot din casă. Va fi o emisiune specială, pentru că e o zi specială, dragii mei, și 31 vom avea emisiuni speciale, pentru că așa mi se pare normal, pentru că sunt 2 zile speciale și speciale sunt și pentru că plecăm în linie dreaptă către sărbătorile de iarnă. Până la sărbătorile de iarnă, întrebări. Ce gătește un bucătar cu experiență de Crăciun? De Crăciun nu vreau să mă complic foarte tare. Mâncarea tradițională, pentru că suntem români, ciorbă de burtă, sarmale. Ador sarmalele. Sarmalele, da, în foi de varză murată, că am pus și varza, nu? Îți iasă tot felul de combinații, faci plating-uri minunate, am văzut în poze, te-am văzut. Sarmalele te pricepi la... Păi n-am încotro. N-ai încotro? N-am încotro. La sarmale, lucrând tot așa în hoteluri, la evenimente 300-400 de persoane, gândește când aveau sarmale în meniu, ce însemna 2000 de sarmale, apucă-te și fă-le. Nu le făceam singur, aveam ajutoare, dar este o provocare să faci 2000 de sarmale, adică trebuie să-ți intri în mână, da. Știți că la un moment dat existau aparate din alea, le vedeam fake-urile alea pe net, n-au, frate, n-au nicio legătură. Nicio legătură, eu chiar împătur sarmale, ador să fac sarmale și să împătur sarmale, îmi și plac, pentru mine înseamnă relaxare, știi, toată lumea face o meditație. Eu vineri seara de oboseală, după o săptămână încheiată, m-am dus și mi-am făcut sarmale, pentru că simțeam nevoia să meditez. Și la mine partea asta de gătit înseamnă meditație. Asta înseamnă și la tine? Nu prea. Nu prea. Adică, da, dar dacă am aflat că îți place foarte mult să faci sarmale, la următorul eveniment mare o să te chem să mă ajut să facem sarmale împreună.
Asta era întrebarea. Mai participi la astfel de evenimente? Dacă ești chemat, mai faci din asta o pasiune de a merge să gătești? Cum pentru... să nu, pentru că... Nuntași? Da, cu drag mă duc, pentru că până la urmă e pasiunea mea și îmi place să gătesc. Cu cât gătesc mai mult, cu atât mai bine pentru mine, să zic. Mă relaxează chestia asta în bucătărie. Și la fel și o bucurie foarte mare când vezi că evenimentul respectiv îți iasă cum vrei tu. Și atunci, de ce nu? Orice eveniment sunt chemat, cu drag mă duc. Dragii mei, mai avem întrebări, să nu uităm. Pui pasiune și iubire. Mai avem 10 minute, dacă văd eu bine, două mânuțe acolo, da. Pui pasiune și iubire în fiecare preparat? E ingredientul surpriză? La urmă, până la urmă, eu cred că ăsta e succesul oricărui bucătar. Adică pasiunea. Dacă nu pui pasiune în ceea ce faci, n-o să îți iasă nimic, să zic așa. Și atunci, da, orice aș găti, chiar și un ou ochi, dacă gătesc, trebuie să pui pasiune. Cu toate că un ou ochi nu e chiar așa de greu de făcut, dar spre surprinderea mea, când am aflat că oul ochi perfect se face într-un fel, am rămas șocat. Adică, dă-l mă, măsa de ou, nu știm să facem un ou. Și chiar cum se face un ou ochi perfect? Ce deci înseamnă? Eu, adică lași tigaia când pui, multă lume greșește dând focul. Acum acasă fiecare își face cum vrea, că îl vrea mai prăjit, că vrea, dar e într-un restaurant de lux și ai în meniu așa ceva și trebuie să servești un preparat top și oul face parte din preparatul ăsta top. Adică tigaia neîncinsă, ai pus ulei în tigaie, după aceea îi dai foc, pui ou. Și el, în timp ce se coagulează albușul, tu poți să te joci cu gălbenușul, să-l aduci cât mai în mijloc. Adică un ou ochi perfect trebuie să nu fie ars de desubt, gălbenușul să fie în mijlocul albușului. Deci sunt chestii... Artă! Artă, chiar și la un ou ochi. O artă! Orice este, da. În bucătărie, unde lucrăm noi bucătarii, da. Când vrei să faci ceva perfect, trebuie să faci acasă mai... Dai seama, nu stau eu acasă să fac ochiul perfect. Am spart ouăle și acolo, cum iasă, așa iasă. Nu cred, dar mă rog, l-am văzut vineri în largul lui, nu cred că face asta. E o întrebare în mintea mea. Un bucătar, un șef bucătar, ca să mergem așa, care ajunge la un anumit nivel, am mai întâlnit, am mai pus întrebarea, am avut eu curiozitățile mele. În bucătăria românească, în bucătăria noastră tradițională, există câteva contradicții. În mâncarea noastră tradițională, un bucătar de gustele Michelin n-ar face anumite combinații, care la noi, la români, reprezintă tradiție, să spunem așa. Care din mâncărurile noastre tradiționale românești consideri tu că ar trebui să fie promovat cel mai mult? Dincolo? Deci intri într-un restaurant și cunoști, am fost plecată din țară, am cunoscut unul, doi bucătari cu una, două stele Michelin în Elveția. I-am întrebat un preparat românesc. Am fost surprinsă să aud că cunoșteau cu deamănuntul anumite preparate românești, printre care chiar și sarmalele, care nu sunt tradiționale românești. Am înțeles că sunt și alte... Turcești. Așa. Și alte națiuni. Dar la noi există câteva contradicții. Care consideri tu că ar fi contradicția care e cea mai gustoasă din mâncărurile românești? Fasole cu ciolan nu e o contradicție. Altă mâncare, ciorba de burtă ar fi o contradicție dacă ar fi să o faci ca la carte, fără să știi că ai mâncat-o mereu. Da, cred că ciorba de burtă ar trebui promovată. Cu toate că și ciorba de burtă este cunoscută la nivel mondial, să zic așa, cred. Nici aia nu e a noastră, practic, ciorba de burtă. Noi fiind, nu știu dacă aș putea să dau un exemplu, să număr pe degete 5 preparate tradiționale și autentice românești.
Care ar fi acele cinci preparate care tu consideri că ar fi tradiționale românești? Mă, este greu să le număr pentru că acum sunt, noi le-am împrumutat, să zic așa, de la vecinii noștri. Aici în Ardeal mult mergem pe partea ungurească, moldovenii pe partea... Influență, SS-ești, ungurești, maghiare, da, corect. Și de la alte etnii avem tot felul de influențe. Am găsit un preparat care, să zicem, ăsta e 100% românesc? Cred că slănina cu ceapă. Slănina cu ceapă, dragii mei, așa e. Am înțeles de la ei că chiar dacă preparatele există la nivel mondial, felul în care noi românii le gătim le dă unicitate. Da. N-am înțeles de ce nu există într-o carte de bucate la un concurs, așa cum există bucătăria franceză, că până la urmă 5 minute mai avem, până la urmă nici ei nu au preparate 100% franțuzești și ei au făcut tot felul de combinații și au avut tot felul de influențe, dar totuși există o bucătărie franțuzească. Eu insist, tot ce e românesc e cel mai bun. De ce nu am putea noi să schimbăm cumva lucrurile și să promovăm? Pentru noi românii, adică și ca bucătar și ca orice bucătar, noi când mergem sau învățăm unde învățăm, asta învățăm, bucătăria franceză, bucătăria italiană, pastele, cea franțuzească cu sosurile lor, cu brânzeturile lor. Și atunci prea puțin suntem interesați să promovăm bucătăria românească. Avem, ca în orice restaurant, în toate restaurantele de care te duci, avem șnițele, cefe. Și nițel după aia dăm... Șnițel vienez, nici da, ăla nu mai e românesc. Nu mai este românesc, da. Și ajungem un pepe pe ecran, te rog, Rosi, pentru că ajungem la partea unde eu aș fi vrut să duc. La voi, acolo, pe strada Eminescu, dragii mei, aici vis-a-vis undeva. Așa, vis-a-vis, nu dăm numele de unde, dar pe strada Eminescu, foarte aproape de poliția județeană, de sediul poliției județene, acolo pe stradă, ca să identificați locația. Dacă doriți o mâncare altfel decât există în meniu, Ioana și Raul gătesc. Chiar acum, pe această cale, să anunțăm telespectatorii pentru Sfântul Andrei, în data de 30 noiembrie, pregătim cu precomandă platouri de sushi. Cine dorește să sune la numerele de telefon. De telefon afișate pe ecran. Salvați-le dacă doriți repede o sărbătoare altfel și nu vreți mâncare 100% românească în cele două zile de vacanță și vreți să gustați altceva, să puneți papilele gustative la lucru, la numerele afișate pe ecran, dragii mei, puteți comanda de Sfântul Andrei, sigur aveți musafiri de 1 decembrie, dacă aveți musafiri, și de ce nu chiar pentru sărbătorile de iarnă, pentru că dacă nu putem călători într-o țară asiatică, uite, vine țara asiatică la noi, e foarte ușor pe Eminescu, la Sufertaș sau la Ritual Baioana, Raul și Ioana Bogdan vă așteaptă, dragii mei, cu bunătățuri. Nu doar acestea, multe alte bunătățuri. Noi mai dăm ture pe la ei. În fiecare săptămână venim cu o rubricuță să vedem ce alte preparate fac cei doi bucătari acolo, cei doi șefi bucătari. O salutăm pe Ioana și spunem că iubim și îi mulțumim. Și dragii mei, mâine dimineață să nu uităm. Voi avea o altă invitată, Grațiela Achim, va veni să ne arate, după ce mâncăm bine, ce ar trebui să facem să ne întreținem corpul. Și rămânem în zona cadourilor, pentru că nu se știe, dacă tot nu știți ce cadouri să faceți de sărbători, uite, puteți să apelați la prietenii noștri, la Ioana și la Raul, puteți apela la Grațiela Achim pentru a-i face doamnei, soției, prietenei,
o prietenă unei prietene și poate mergeți împreună, petreceți timp de calitate cu prietenii. O să vedem mâine dimineață despre ce este vorba. Deci mâine dimineață, în concluzie, alături de mine, Grațiela Achim ne vorbește despre înfrumusețarea corpului, a feței, cum să ne întreținem, ce cadouri să ne facem. Ne luăm la revedere de la Raul, îi mulțumim pentru prezența atât de matinală aici la Dale Dimineții. Pentru noi nu este matinal deloc, pentru noi bucătari, adică ne trezim și mai repede de atât. Un gând de final. Mulțumesc frumos de invitație și acum știți unde ne găsiți, vă așteptăm cu drag. Și multă iubire și pace pentru toți. Foarte frumos spus. Multă iubire și pace vă doresc și eu, dragii mei. Până mâine dimineață când ne revedem aici la Dale Dimineții. Și nu uitați, suntem foarte aproape. A venit iarna. Nu mai suntem aproape. A venit iarna, dragii mei. A venit. E aici, e alb, e frumos. Bucurați-vă. Fiți buni. Iubiți. Și dăruiți din iubirea voastră celor de lângă voi. Pentru că și noi primim de la ceilalți iubire. Să nu uităm asta. Până mâine dimineață, nu uitați, eu vă iubesc.